tati, sunt extenuată, nu mai pot de atâta matematică. Pot să înțeleg cum ea nu poate să înțeleagă. Să-i urăm cu toții baftă la teze mare! Baftă la teză! Salut! Bine ați venit la un nou vlog. Da, Micoace, de ce ne-ai arătat? E un scenariu. Au jucat Mara și Luana părțile lor pentru că familia Valentin pleacă. E timpul să ne luăm rămas bun pentru un scurt timp. Promitem că mai venim. Da. Vă așteptăm. Vă așteptăm înapoi. Da. Cât de repede. Să vă las la sketch, schimb de mame. Schimb de mame. Nicolas asta zicea de ieri, că vrea să ne mutăm aici, să fim două familii în aceeași casă. Bate, Nicolas! Ne unim casele. Da, de ce voi să stai aici? Să se joace cu fetele! Voi să spună el. Să ne joc cu fetele. Aha. Și cu ce? Și cu jucării. Da. Bravo. Păi normal, distracție. Au multe jucării, exact. Gata, bagajele sunt și la ușă. Și să merg pe topogan. Super. Îți iau și eu un topogan, vrei? Și iubărețul? Ce faci, iubărețule? Vă mai așteptăm cu mare drag. Normal. Venim. Sau ne întâlnim, sau vedem noi cum facem. Exact. Dar până la Revelion e ziua mare, până atunci mai au de venit pentru mașină. Deci mai avem să mai vină! Da! Îi așteptăm! Vreau să merg la Jumbo, mama! 4 sketch-uri pe zi. 4. Noi n-am apucat să facem niciunul la 4 zile, dar în 4 pe zi. Peste 13 zile o să ajungeți înapoi, că ați zis că vin cu la urmă. Salut, Teo! Salut, Mara! Ok, începem ziua așa, trist, dar sperăm să continuăm mai vesel. Aaaa! Deci m-am vizit pe noi pe canalul nostru, pe canalul lor, dar avem și sketch-uri împreună, așa că vom fi tot timpul împreună. Ne găsim mereu împreună pe canalele noastre! Pa! Mara pleacă la engleză, Mara e... Mara, hai la engleză! Am venit de la Mara și trebuie să mergem să o luăm pe Mara. Da! Invitații au plecat. Sperăm să revină. Noi ne bucurăm de Brad. Și mergem și la cumpărături. Mâine Mara organizează la școală Secret Santa. Să-ți iau ce? Dar mergi și tu cu noi, Brie, haideți. Veniți! Secret Santa. Da, și trebuie să luăm cadou pentru fetița a cărei nume l-a extras. Trebuie să mai luăm pentru lecția de balet dresuri albe. Ok. Teo are nevoie de lipici și staniol, dar cred că găsim în casă aracet și staniol. Poate găsesc un aracet mic și iau să scap de... Da, și tu. De căutat. Iar tati cu alergia. Iar alergii tati. Da. Jucării, hai! Un ou. Hai. Fetelor, să mergem. Hai, hai. Cu buța la mașină, că-i friguț. La mașina mare. Hai, la mașina mică, că e caldă mașina. Mică, e mai caldă. Asta mare. Hai. Hai, Măruța. Au plecat. Când? După ce am plecat eu? Și unde mergem? Păi tu unde vrei să mergem? Trebuie să mergem acasă. La Cora. Știu că mergem la Cora pentru Secret Santa, dar trebuie să merg acasă să învăț la mate și la română. Ce ți-am zis eu, tati? La mate, la mate, la că mâine ai teză. Eu abia aștept la cumpărături când mă gândesc câte teme are Teo și cât ai tu de învățat. Dar asta e. Și tati era să rămână în firea goală la controlul de la intrarea supermarket. Ți uiau acele bariere de câte ori trece el. A dat geaca jos. Și toți uia. Nimic. Fost portofelul, toți uia. Noroc, am descoperit eticheta la plovăr și mai mult de plovăr n-a trebuit să-și dea nimic jos. Ar fi fost tare să aibă la pantaloni eticheta aceea. Hai, și-am fetelor. La casă. Hai să căutăm întâi Secret Santa. Secret Santa, hai. Mara, spune-ne ceva despre colega ta ca să ne dăm seama. Ce să-i luăm? Doar fi mai potrivit. Vom lua ceva simbolic. Știu ceva. Teo, tu ce cauți aici? Jos! No. Nu? Cremă de zahăr ars. Iar fetele vor tiramisu. No. Ia zi, mami, ce-ați găsit? Tati și-a luat cremă de zahăr ars. Nu vreau!
Fără tine, Prin. Din tiramisu. Orice de tiramisu, la fel de mare. Ok, da, la fel de mare. Cât de tare, fetele se vor bucura. Da. Mamă, ce știi să le nimeriți? E bună, doamna, se pricepe. Și pește. Mare, mor. Nu-ți place, Teo? Da. Pește de ăștia mici. Ce mie de ăștia mici? Și panacota pentru Mara. Mara panacota. Panacota. Nu, eu o mănânc. Deci știi cum se mișcă? Are gelatină. Doamna zice că e foarte bună. Mm-hmm. Abia să-l făcut. Am pus deja în coș ciocopres și ia uitați. Două sortimente noi, Oreo și Milka, le luăm. Mi se pare că Milka a mai mâncat. Eu cred că Oreo e mai mâncat. Nu, eu cred că Milka a mai mâncat. Eu Milka a mai mâncat. Ok, hai. Doar că nu era înghețată, da. De aur. Da, Bri. Păi, roza e luată, Briana îi plac cu căpșuni. E diferit. Trebuie să le iau cu toate astea. Da. Ah, ok. Poți să iau așa ceva? Da. Ia, dacă îți place și mănânci. O mănânci? O mănânci? E cu verdeață. Da. Bine. Eu îmi iau. Lucruri sănătoase, safide, fructe uscate, iar ele, uite ce-și iau. Ciocolată cu mus. Ciocolată cu mus. Și eu iau ciocolată cu brad. Și pentru Brie. Și pentru Brie. Le vezi? Ele iau pentru Brie. Ce pentru Brie, vrei? Greu cu ele, mari șmechere. Chipsuri. Refac stocurile. Eu vreau Pringles. Uite, tata, luăm așa. Sortimente. Nu, tata zice nu. De data asta tata zice nu. Tati, uite ce au făcut aici cu fructe deshidratate. Prune. Și nu numai, uite aici cred că banane. Sunt în ciocolată, miej, în caramel ceva. Da. Ce altfel? Tati, mie îmi trebuie de minim 4. Îmi place asta de 3,5 cum arată, dar e prea mic. Așa. Asta e de 6. Pentru bebeluși, da. Tati, dar ăsta arată bine. Nu e tot... Ba da, pare... de 4,5. Nu e mai frumușel decât ba da, asta? Ba da. Uite și așa sunt frumușele. Ceramică. Tati, îmi trebuie pentru că vreau să pun lapte la prins. Eu meu! Și apoi să-l smântânesc, să fac smântână. Și lapte apă. Nu-mi bine. Bine, deci luăm așa. Da. Hai. Are și capac. Da, are în regulă. Poți să o duci, tati? Da. Are nevoie de folie din asta de aluminiu. De staniol. Dar pentru ce? Cu activitate, la școală, cu muzeul de istorie. Uite, mami, mai sunt oale. Astea sunt pentru ce ai tu nevoie, numai că sunt mici. Mama, care da? Bunica la țară, din partea tatălui, bunica Aneta, avea oale genul ăsta, mai așa, mari, așa. Mari. A, da. Uite pentru Bri. Dar scoate strâmb și noara. Mami. Tate. Pui așa ceva. Florniță, mai pui printre. Să pui în brad. În bradul tău gata făcut. Da. Ce ai mai găsit? Am găsit o inimioară. Un botoș. Și mai tati, ce? Tati, dacă ți-a rupt ceva. O balerină sau? Balerină. Chiar e balerină. Fetei. Da. Asta. Asta e cadou. O balerină. Corect. Luăm și pentru noi una. Foarte mișto. Este o idee foarte bună. Bate mâna. Super. De... Și să mai căutăm ceva pe lângă. Da, sigur o să-i placă. Da. Wow, tati, uite, fetițe. Asta cred că e cea mai frumoasă, de la Teo. Nu? E simpaticuță. Ce zici, Mara? Alege între astea două. Asta. Ia. Asta. Bravo. Voi pe care ați alege? Stânga sau dreapta? Eu stânga. Ești? Și surpriză pentru negru. Pentru negruț. Crăciun. Hai. Mâncare multă. Umedă. Am adunat. Strângătoare, strângătoare. Încă sunt cu ochii în pată. Uite, uite. Uu. Ce ciudată e. Gata. Și-am găsit oul mic. Wow. Asta vrea. Vrea wow, vrea wow. Vrea să aibă acolo ouă din alea atât. Ia, pe ăla-l vrea. Mic. Mic. Ea vrea să le ia la grădi să le împartă cu Jasmine. Ah, copiii ei. Da. Voi nu vreți ouă? Nu. Ce e la pentru Secret Santa până hai, acum? Hai, tu Teo, ia. Eu vreau ouă mare. Teo, nu? Ouă mic? Tot cu moșul vrei și tu? Da. El pe moș. Bine, hai că vreau și eu. Ha, eu vreau tu. Cu un elf. Ia-ți cu un elf. Așa. Trei cutii de toftiși. Ăsta-l iau. Ah, deci tot îl vrea. Atunci noi să punem balerina frumos. Cu tot o eticheta. Da, dar nu se vede prețul.
Încape perfect. Secret Santa. Ce parte frumoasă. Mersi. Drag. Dar am depășit un pic. Nu e nimic. Sănătos să fii. Un pic. Tortillas cu avocado după învățatul pentru teza la matematică. Mie mi-e foame acum. Căpșun și am luat și zmeură. Ai luat coacăze. Coacăze. Poți să-mi iau ele. Băi, Bri, nu sunt bune. Nu e sezonul. Hai, gata? Ne pornim către casă? Frate, n-am găsit ceapă de fițe. Nu e ceapă dulce, adică. Dulce. O să-mi iau de asta roșie. Și de asta roșie. Niște praz. Praz? Praz. Știi? Vezi perfect și simplu, da? Mădusei și luai niște praz. Așa zice olteanu. Avocado și gata. Adică am luat așa. Ridituit, da. Ce mai e de aici? Este cu ciocolată. Cu nucă. Ce avem aici? Șorici. Șorici. E bun? Luăm? Luăm. Așa poftă măcar. Ce ați mai cumpărat aici? Miere cu cătină. Nu știu cum se deschide. Așa, gata, l-am deschis. Se bea sau cum? Uite, cum? La curs. Cum se? Wow. Uite cum face mami. Așa. Partea asta că aici e și mergem acasă. Hai. Am ajuns acasă. Am golit sticlele de lapte. Am cumpărat lapte de țară. Unde știu copurile? Și am spălat oala și am pus laptele aici. Tati, 4 litri jumate are oala asta, da? Da. Uh-huh. Păi unde să ia 4 litri jumate? Că eu am cumpărat 4 litri de lapte și e până în buză. Gata. Punem capacul. Și așteptăm vreo 2-3 zile să se prindă. Luăm smântâna și mâncăm iaurtul. Sau iaurtul ăla putem face brânză proaspătă. Iese extraordinară. Pe care apoi să o mâncăm cu smântâna luată. Da. Același lapte în mai multe forme. Corect. Haide la teme. Eu la teme și tati faci tu aici? Fac eu avocado. În guacamole. Și uite câte sunt depuse la locul lor. Mă ocup. Veni să vedeți cum mănâncă Briana căpșunile. Uite așa, doar vârful. Și gata. Și restul le lasă, dar astea nu sunt mâncate. Doar vârful. Doar vârful, doar vârful. Toate sunt mușcate. Asta e. Nu e nimic. Mami mănâncă după ea. Cum e, mami? Ce faci? Mami toată pătrunjel să punem în guacamole. Mai iar Teo? Piperul, de măsline, zeamă de lămâie și gata. Acolo e zeama, stoarsă. Mulțumesc, tati, pentru ajutor. Cu plăcere. Teo, mai ai teme? Mai am exercită. Bravo. Mara are teză și trebuie să recapituleze. Am tăiat un fruct cachi. Cachi. E foarte, foarte cort. Poftim, Bri? E bun, Bri, e bun. Hai, gustă, te rog. Sare, piper, tati? Și după teme, la un film. Cu chipsuri, nachos și guacamole. Avem și o salsa. Nu mai sunt de brânză, n-avem. Tati, sunt extenuată. Nu mai pot de atâta matematică. Deși îmi place la nebunie. Nu pot să înțeleg. Cum ea nu poate să înțeleagă. Și scoatem decorațiunile. Abia aștept să le pun în brad. Wow, Teo, ne ajuți? Mie nu-mi place asta care fața tortită. Așa e ea. Ha. Asta e aceea după care ai sărit tu, tati, îți place? Da. Mara, cum ești cu matematica? Greu. Tati, iau idee unde o pun. Unde o pun? Unde o pun? Plăi așa să pui aici. Tati. Uite așa. E bine? Ai văzut-o pe asta, ce coadă are. Wow, foarte tare. E foarte turțită. Da. Da, e altă. E o turturică. Și continuăm, da? Tati, vreau să pun bazelina, dar nu prea îmi iese. Aș pune-o în propriile ei. Mai avem? Nu mai avem. Uite, da, pune pe asta aici, Teo. Și gata, am luat podoabe special pentru colțul stânga al bradului. Stânga jos. Pentru colțul stânga jos din bradul nostru. Am pus aici, 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 aici. Și aici și încheiem, mami. Sărele peste tot. Noi mergem la masă să mâncăm guacamole, să ne relaxăm pentru că gata cu învățatul. Trebuie să aibă și asta o limită. Înainte de un examen, întotdeauna trebuie să te și relaxezi. Așa că Mara a învățat destul, acum ne relaxăm. Stăm la masă, ne uităm la un film, să iurăm cu toții baftă la teze, mare! Da, deja o să fie postat, deci eu deja... Baftă la teză! Deci eu deja am dat teza. Ai dat una, mai ai una, nu contează, baftă multă! Să-mi spuneți baftă la cea de la română, pentru că noi o să postăm... marți, astăzi suntem luni. Marți, exact când Mara dă teză, voi o să vedeți acest vlog. Și vreau să-i baftă și pentru o să-l vedeți. Baftă, Mara!
să fie. Doamne ajută! Eu Baftă Mare, iar vouă vă spunem la revedere. Baftă la teze tuturor celor care dați teze. Iar până data viitoare, v-am pupat! Pa, pa! Pa, pa!